Dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii O istorie neinventată la Accent TV. Vorbim astăzi despre evenimentele care au avut loc acum un secol pe teritoriul nostru, apariția Republicii Democratice Moldovenești, dar și anexarea acestei noi republici, acestui nou stat la România de către Regatul Român. Invitatul meu din această emisiune este Serghei Năzărie, istoric, doctor habilitat în istorie, de fapt, profesor universitar. Domnule Năzărie, bună ziua și bine am găsit. Bună ziua. În platou. Spuneți-ne, vă rog, ca să o luăm puțin mai de la rădăcini. La 1812 a avut loc pacea de la București, în care teritoriul Moldovei dintre Prut și Nistru a intrat în componența Imperiului Rus. Cum privim aceasta? Privim ca și cum a fost ruptă doar o parte din Moldova și inclus în Imperiul Rus? Sau Moldova a fost ruptă în două, în care o parte a Moldovei era dominată de Rusie, iar altă parte era dominată de Imperiul Otoman? Fără îndoială că versiunea a doua sau răspunsul numărul 2 la întrebarea noastră ar fi mai corect. Și interfluviul prutonistrean nu a intrat, dar a fost inclus, de fapt, în componența Imperiului Rus. Desigur că noi am avut, printre altele, emisiuni speciale, invitatul nostru în acest studiu a fost Grosu Vladislav Kimci, originar din Moldova, actualmente istoric care lucrează în cadrul Academiei de Științe a Rusiei, și el a dat răspuns la mai multe întrebări din referitor la anul 1812. Deci, fără îndoială, dacă măsurăm cu șchioapa și cu mentalitatea zilei de azi, evenimentele de peste 200 de ani în urmă, lucrul ăsta a fost o nelegiuire absolută. Deci, care nu are în genere îndreptățire, nici juridică, nici morală, nici istorică. Dar atunci era o altă mentalitate, o altă psihologie, un alt drept. Și din punct de vedere dreptul internațional din perioada respectivă, acțiunea asta a fost legitimă. Turcii au cedat o parte din teritoriul lor rușilor, da. Deci, deoarece Moldova era parte a Imperiului Otoman, cu o anumită autoadministrare internă, autonomie internă, destul de limitată. Deci, într-adevăr, dar chiar și măsurând cu șchioapa de astăzi, de atunci, mă iertați, evenimentul respectiv, pentru moldoveni asta a fost o tragedie, în sens, cum spunea Arcadianul Lazarev, Prutul a devenit un râu de sânge și lacrimi, de moldovenilor, într-adevăr. Moldova a fost separată în două părți. Lucrul ăsta este absolut negativ și din punctul nostru moldovenilor nu poate fi interpretat pozitiv. Dar trebuie spus că moldovenii care trăiau, și în genere populația care trăia în interfluviul plutonistrean, era satisfăcută de faptul ăsta. Vreau să ajung aici, da, iată că a scăpat de dominația musulmană. Vreau să vă întreb și despre aspectul dacă a avut asta sau nu impact economic, pe de o parte, dar și la nivel social, dacă era prezent acel fenomen de rusificare de psihicare. Dumitru, eu v-aș recomanda și telespectatorilor noștri să mai privească o dată pe internet lucrul ăsta. Este plasat emisiunea cu Vladislav Kimci Grosu. El a dat răspuns la toate întrebările respective. Deci, dacă îmi permiteți, eu o să, foarte pe scurt, desigur că o să încerc să răspund la întrebarea noastră. Să-mi termin doar gândul. Moldovenii care au rămas în partea stângă a Prutului, în partea dreaptă a Prutului, mă iertați, plângeau. Plângeau că nu au fost incluși și ei în componența Imperiului Roman, că au rămas Imperiul Rus și au rămas sub dominație otomană. Deci, moldovenii de câteva zeci de ori, înainte de evenimentul respectiv și până la și după evenimentul respectiv și în perioada respectivă a războiului rusotur din 2006-2007, s-au cerut în componența Imperiului Rus, dar integral, întreaga Moldova, nu separat. Deci, referitor la soarta interfluviului prutonistrean, fără îndoială, din punct de vedere economic, demografic, cultural, teritoriul ăsta s-a dezvoltat mult mai rapid și impactul, efectul intrării în componența Imperiului sau includerii lui în componența Imperiului Rus a fost, fără îndoială, pozitivă. Trebuie de mai adus aminte telespectatorilor noștri încă un moment, că noi când vorbim de așa numită Basarabie, care a devenit interfluviul plutonistrean, da, gubernie rusească, la început oblasti, pe urmă din 1873, gubernie rusească Basarabia,
Deci noi ne închipuim că ea era un tot întreg și în 1812, nu e așa. Din tot teritoriul 44, dacă nu mă înșală pe mine memoria, de kilometri pătrați. De mii de kilometri pătrați, mai mult de jumătate erau raiale turcești și teritoriul așa numitului micii hoari din Ohai, din sudul interfluviului. Deci, practic, Hotinu, Tighina, Cetatea Albă, Izmailul, Chiliada, erau raiale turcești și stepa, așa numită stepa Bugeacului, aici tătarii își pășteau cai, și în fiecare an, de câteva ori pe an, diferite bandi tătărești, iar odată în câțiva ani, întreaga hoardă invadau Moldova, terorizând-o, în cel mai direct sens a cuvântului. În 1870, în timpul unei invazii tătărești de pe ăsta, a 10-a parte din populația Moldovei, Knezatului Moldovenesc, Principatului Moldova, a fost dus în robie. Deci era o catastrofă însăși prezența tătarilor aici. În fiecare zi tu erai hărțuit, hăituit, dus în robie. În primul rând, furat. Soția ta era dus în robie și tu trebuie să te duci în Izmail să o răscumperi ca ea să nu nimerească piața din Stambul, înțelegi cum, să fie revândută acolo. Deci era un coșmar, o catastrofă pentru Moldova. În sensul ăsta, pentru Basarabia, intrarea în componența Imperiului Rus a fost un moment pozitiv. Fără îndoială că procesul de rusificare a avut loc în decurs de 100 de ani, dar el nu a fost violent cum încearcă uneori să prezinte lucrurile oponenței noștri românești. Eu nici n-aș spune că el era absolut de bună voie. Condițiile erau de felul ăsta, că elita moldovenească treptat se rusifică. Dă-mă rog, elitele întotdeauna procedează în felul următor. Pentru ei, bunăstarea lor personală, păstrarea averii, proprietății este mai important decât interesul național și decât chiar cultura națională. Dar asta nu înseamnă, desigur, că toți moldovenii absolut s-au rusificat. În orice caz, majoritatea absolută a țăranilor moldoveni, dacă își cunoșteau limba rusă, păi nu întotdeauna o știau bine. Poate bărbații, mai binișor. Deci femeile, ca regulă, nu o cunoșteau. Deci, cu toate că, desigur, că în raioanele unde moldovenii trăiau împreună cu rusinii, deci acolo era bilingvism. Moldova întotdeauna a fost o țară bilingvă, de fapt. Da, și mult este. Da. Deci, adică cunoșteau și limba rusă. Limba rusă nu era o limbă străină pentru moldoveni, dar nu înseamnă că ei toți deja au uitat limba lor. Și au fost impuși să studieze. Și au fost impuși să studieze doar limba rusă și să vorbească doar limba rusă. Lucrurile astea nu au fost. Dar care era situația în școli? Da. Cu toate că în școli, desigur că se preda, în orice caz, din momentul când școlile astea au apărut, spre da în limba rusă și în biserici slujba se făcea în limba rusă. Dacă preotul era moldovan și cunoștea moldovenește, el desigur că slujba o ținea în limba moldovenească ca oamenii să-l înțeleagă. Și în sensul ăsta, în majoritatea bisericilor moldovenești, cu toate că și aici exista procesul rusificării, fără îndoială, dar totuși serviciile se făceau în limba în care enurea și o înțelegeau. Plus la asta, Bănulescu Bodone, primul mitropolit și fondatorul mitropoliei moldovenești, actuale, deci a editat o mulțime de cărți în limba moldovenească, a tradus Biblia în limba moldovenească, deci și a deschis multe școli, a pregătit oameni cărturari, în primul rând preoți, dar nu numai preoți. Și mulți copii talentați, de asemenea, copii de țărani aveau posibilitatea să facă studii. Deci, studiind limba moldovenească, anume în limba lor maternă. Dar treptat, pe parcurs de un secol, desigur că inițiativele astea deveneau tot mai slabe și mai slabe și, desigur, că se intensifica procesul de rusificare. Către sfârșitul dominației rusești aici în Basarabia, la răscrucea epocilor 1917-1918, finalul războiului mondial și începutul Revoluției Ruse, desigur că elitele basarabiene erau absolut rusificate, poporul, fără îndoială, destul de binișor cunoștea limba rusă, în primul rând bărbații care făceau serviciu militar în armata rusă, dar
dispozițiile oamenilor, dacă vorbim de dispoziții și vorbim, deja trecem treptat la tema care ați anunțat-o dumneavoastră în cadrul emisiunii noastre, dispozițiile oamenilor erau promoldovinești a majorității populației. Ei înțelegeau că ținutul respectiv este în esența sa o parte a Moldovei istorice, este moldovinesc în esență, dar totodată practic întreaga populație, practic 100%. Nu, existau și oameni care aveau alte opinii, dar ăsta era mult mai puțin de 1%, poate careva 10%, care gândeau altfel. Deci, dar majoritatea, peste 99%, se vedeau în cadrul Rusiei, împreună cu Rusia, moldovenii se vedeau împreună cu rușii. În contextul în care altă Moldova nu mai exista nici. Și în contextul în care altă Moldova nu exista, exista România, și în contextul în care România era interpretată și văzută de către masa principală a populației ca o țară reacționară, rămasă în urmă, înapoiată, și moldovenii nu se vedeau împreună cu românii, văzându-se în cadrul realizării acestui proiect, ipotetic doar, doar numai că vor avea de pierdut, vor trece printr-o perioadă de degradare. Ei vedeau progresul Moldovei sub toate aspectele, doar în componența Rusiei. Să ajungem puțin spre anii 1917-1918, pentru că era perioada războiului, era perioada războiului mondial și ultimele luni ale anului 17 și primele ale anului 18 au fost de o cocitură de neînchipuit. Pe de o parte, noi avem încercarea moldovenilor de a-și crea propriul stat, care brusc dispare la începutul anului 1918. Dorința aceasta de a crea statul moldovenesc, ea a fost una populară, una masivă sau a fost interesul elitelor locale? Vedeți care e problema. În mentalitatea moldovenească, fără îndoială, exista permanent ideea statalității moldovenești. Ea niciodată nu a fost întreruptă în sensul celor că moldovenii și-au pierdut statalitatea, de exemplu, în 1812, basarabienii, și-au pierdut statalitatea, chiar fi și limitate, quasi-statalitate, care exista în componența Imperiului Otoman. Da. Și s-au dezis de ideea respectivă. Lucrul ăsta nu a existat niciodată. Întotdeauna moldovenii și-au păstrat ideea că au nevoie de stat. Mai puțin ea era la țărani și mai mult, desigur, că în rândurile intelectualilor. Și în 1917, când în întreg Imperiul Rus, după Revoluția din Februarie, se începe și epoca renașterii naționale, când toate popoarele pășesc, nu numai pe calea progresului social, a fost lichidată autocrația, se începe democratizarea totală a vieții, participarea activă a oamenilor, maselor largi, a populației la viața politică, la transformările radicale care au loc în întreaga țară. Și unul din elementele renașterii respective era și renașterea națională. Popoarele Imperiului Rus, majoritatea absolută, aproape, practic toate fără excepții, încearcă să-și creeze statele lor naționale în componența statului rus. Da. Deja nu mai exista imperiu, era exista Republica Federativă Rusă. Și iată, moldovenii nu erau excepții în sensul ăsta. Dar ideea asta, desigur, că era mai mult susținută de intelectualitatea moldovenească, învățători, medici, studenți, mai puțin de preoți și nu prea era susținută de popor, de țărani. De ce? Și vă lămuresc. Deoarece ei vedeau în ideea asta un pericol, cred că pericolul, iluziile astea erau exagerate, dar ei vedeau un pericol de separare de la Rusia și unire cu România. Vedeau în asta un pericol, un risc. Un pericol, un risc anumit, da. Dar pe țărani mai mult îi îngrijora factorul social. Scapi pământ, lichidarea proprietății moșierești și împărțirea pământului între ei. Pământului moșieresc, pământului de stat, pământului mănăstirilor. Deci pe ei îi frământau problemele respective, pe țărani, mai mult. Dar asta nu înseamnă că ei nu susțineau ideea. Și mai ales în rândurile soldaților ruși, moldoveni din armata rusă, ideea asta exista, deoarece
ei totuși, majoritatea soldaților, aveau măcar elementare cunoștințe de carte, contactau cu soldații ruși, cu soldații ucraineni, cu soldații altor naționalități, în rândurile cărora era destul de puternică ideea creării statelor naționale în componența Imperiului, în componența statului rus. Deci, și în sensul ăsta, ideea refacerii statalității moldovenești a căpătat o răspândire destul de serioasă în rândurile soldaților moldoveni, lucru care l-a demonstrat și congresul, primul congres ostășesc moldovenesc din octombrie 1907 și organizat la Chișinău de către un grup de militari și intelectuali moldoveni. Deci, care și-a luat decizia creării unei asemenea Republici Autonome moldovenești în componența Republicii Federative Ruse. Deci, referitor la separarea de Rusia și unirea cu România, nu existau asemenea forțe politice care ar fi declarat deschis această tendință. Acest deziderat, da? Da. Ba mai mult decât nu erau oameni care deschis ar fi ieșit și ar fi spus, uite, noi dorim lucrul ăsta. Poate într-un cerc îngust între ei, al de halipă ăștia, câțiva oameni acolo și discutau ipotetic ideea respectivă, dar doar într-un cerc extrem, extrem de restrâns. Plus la asta, deci, apropo, despre lucrul ăsta foarte bine scrie Boldor, deja în 1924, în una din lucrările sale, atunci când el deja era cetățean român. Deci că nimeni din moldoveni nici nu își imagina. Nici nu își imaginea unirea cu România. Dar chiar și mulți de români. Parcursul anului 1917. În România era o leacă altă situație. Am vizire la situația cum era România atunci teritorial, că de fapt era doar redusă. Deci anume în situația asta s-au intensificat ideile anexării Basarabiei ca recompensă pentru pierderile teritoriale posibile în urma primului război mondial. Deci, pentru telespectatorii noștri, eu le aduc aminte că în 1916, în august, România intră în război, dar rezultatele activității armatei României au fost foarte, foarte negative. Două treimi din teritoriul României au fost pierdut și, de fapt, doar partea estică a Moldovei românești a rămas sub controlul armatei române și guvernului român. Bucureștiu, întreaga Muntenie, pe urmă trecătorile din Carpați au nimerit în mâinile nemților austrieșilor. Și doar intervenția armatei ruși a salvat România de dispariție în principiu. Dar în Rusia începe revoluția, se începe de fapt destrămarea Imperiului. În anul 1917 deja apar anumite tendințe separatiste în Rusia. Lucrurile astea elitele românești nu puteau să nu le vadă și citind memoriile diferitor activiști de vază a statului român din acea perioadă, de exemplu, da, ministrul Duca, generalul Overescu, ministrul Argentoianu, da, mai ales la Duca, noi vedem că elitele românești deja discutau ideea că România a suferit înfrângere în primul război mondial, da, că Transilvania, în cazul victoriei Germaniei, nu vor vedea-o. Da. Și chiar mai mult decât atât, nemții le-au impus niște condiții de armistițiu, răpoi de pace foarte, foarte grave, cu pierderi grave teritoriale, dar ca recompensă pentru pierderea acestor teritorii le-au promis Basarabia. Și ei erau destul de satisfăcuți și fericiți. Ministrul Răcetoianu scria în memoriile sale că de două ori a încurcat lui Ciugureanu și lui Halipa și lui Inculeț să ajungă la negocieri pentru independența Basarabiei. Uitați și care e problema. Eu am înțeles întrebarea dumneavoastră. E una că, într-adevăr, ei nu s-au hotărât deschis să declare lucrurile astea și alta, intențiile lor interne și discuțiile între ei. Dumneavoastră m-ați întrebat inițial despre existau oare idei în partea cealaltă de Prut, da, spunând că nu, adică considerând că nu, într-adevăr existau asemenea idei că Basarabia trebuie să fie inclus în componența statului român. Lucrurile astea se demonstrează prin documente, în primul rând memoriile despre care eu am vorbit. Dar, apropo, mai sunt și alte tipuri de documente. Deci, în anul 1914, încă înainte de război, între Rusia și România a fost încheiat un tratat referitor la Bucovina.
Deci, indiferent de faptul va intra sau nu va intra România în război, chiar era clar că războiul se apropie. Da. Deci, Bucovina austriacă, pe atunci intra în componența Imperiului Austriac, trebuie să fie împărțită după criteriul etnic între ruși și români. Partea de sud a Bucovinii. Adică după hotarul actual, da, apropo. În principiu, da. Da, după hotarul în istoriografia românească și în politica românească să devină pe pactul Molotov-Ribbentrop, dar lucrul ăsta a fost o înțelegere cu vreo 25 de ani încă mai de pactul Molotov-Ribbentrop, desigur. Deci, între ruși și români, după principiu etnic, Bucovina de sud, locuit preponderent de români, va intra în componența României, Bucovina de nord, locuit preponderent de rusini, în componența Rusiei. A fost semnat tratatul respectiv. În sensul ăsta, faptul, eu indirect vă mai răspund la întrebarea noastră, faptul că românii se gândeau la lărgirea teritoriului din contul teritoriilor care intrau în componența altor state la acel moment, Austria, Rusia, exista. Dar nu puteau românii să încheie tratat cu rușă, că vă luăm Basarabia. Ei doar puteau să viseze, într-adevăr, la așa ceva, da. Dar nu puteau visurile astea să le treacă în planul realizării practice, înțelegeți cum. Acum, dacă revenim la anul 1917, foarte scurt, mai ales că dumneavoastră ați avut o emisiune cu domnul Stepanec la tema asta. Da, chiar de asta vreau doar să menționez că telespectatorii noștri să cunoască. Istoria este o știință de interpretare și ce vom auzi de la un istoric putem să ne auzim de la altul. De ce e important că și dumneavoastră să vă expuneți? Este o știință de interpretare, dar nu e chiar așa. Deci, da, iată, iarăși, făcând trimitere la domnul Grosu, pot să îl citez spunând că istoria la un anumit moment se transformă în matematică. În care situație? Atunci când noi avem la dispoziția noastră toate faptele, documentele, le cunoaștem foarte bine, le așezăm în ordinea în care au avut ele cronologic și problematică în realitate, indiferent de dispozițiile noastre, de dorințele noastre, viziuni politice, ideologice, noi nu putem interpreta cum ne trăsnește nouă evenimentele. Noi trebuie să le interpretăm așa cum ele au avut loc. Unicul lucru ce ne permite nouă știința istorică, dacă noi suntem cu adevărat profesioniști istorici, dar nu propagandiști ideologici, că să dăm apreciere personală evenimentului, dar să interpretăm într-un fel greșit, așa cum ne place nou, dar nu cum a fost, lucrurile noi nu avem dreptul. În sensul ăsta, istoria se transformă în matematică. Înțelegeți cum? Atunci când avem la dispoziția noastră toate faptele. Când, de exemplu, nu avem la dispoziția noastră toate faptele, atunci intră în joc fantezia noastră personală și noi putem să mai interpretăm niște lucruri deoarece lipsesc, sunt lacune, pete goale, cum s-ar spune, în tabloul nostru general, și atunci poate fi ce și spuneți. Haideți să ne spuneți despre anul 17. Dar despre anul 17 vă spun următoarele. Deja eu practic am răspuns parțial la întrebarea asta, că într-adevăr în fostul Imperiu Rus începe o mișcare de autodeterminare națională a tuturor popoarelor, lucru care nu i-a lăsat indiferenți pe moldoveni. Deci, pe 2 decembrie, un stil vechi, 1917, este proclamată Republica Democratică Moldovenească. Ea a fost proclamată de sfatul țării fondat la 21 noiembrie, cu aproape 2 săptămâni de evenimentul respectiv. Nu mă adâncesc acum în detalii cum a fost creat sfatul țării. El a fost un organ autoproclamat, neales de nimeni, care nu se bucura din crederea majorității populației, dar un lucru el l-a făcut bun. Și lucrul ăsta l-a acceptat majoritatea absolută a populației, inclusiv și cei care îi susțineau pe bolșevici, inclusiv și guvernul lui Lenin. A fost proclamată Republica Democratică Moldovenească. A fost restabilită statalitatea moldovenească. Lucru care noi nu putem să nu-l salutăm. Și nu numai din punct de vedere a zilei de astăzi, dar și din punct de vedere a evenimentelor de atunci. Însă, neavând sprijin în rândurile populației, neavând bază socială, având un program care
nu era în interesele masei principale populației Basarabia, țăranilor. Da. Era vorba de problema pământului. Da. Și țăranii așteptau de la sfatul țării să primească pământul moșeresc. Dar în sfatul țării erau moșieri. Mulți moșieri. Și ei, în mare parte, determinau politica acestui organ, care s-a proclamat organ suprem a Republicii. Deci, ei au creat guvernul. Dar ce se întâmplă? Ei își pierd foarte repede autoritatea. Și atunci, ca să se mențină, încearcă să creeze unități militare proprii. Deci, deoarece da, iarăși trebuie să menționez numai decât în telespectatorii să înțeleagă, într-adevăr în Basarabia, cum și în întreaga Rusie, mergea lupta pentru putere. Cu câteva zile înainte de crearea sfatului țării, la Petrograd a avut loc răscoala armată, bolșevicii vin la putere, este proclamată puterea sovietică și iată, sovietele se creează pe tot teritoriul Rusiei, inclusiv și în Basarabia existau soviete. În unele orașe ele deja luase puterea, cum de exemplu Binderu și Ungheniu, ele erau mai industrializate, acolo erau centri feroviare puternice, gări, deci și puterea și influența bolșevicilor era mai înaltă. Dar pe 17 noiembrie și în Chișinău, Sovietul din Chișinău recunoaște, se bolșevizează și recunoaște legitimitatea guvernului Lenin, lucru așa, care i-a speriat pe liderii mișcării naționale moldovenești, erau de orientare burgheză, deci și pe 21 noiembrie au creat sfatul țării ca contraversiune sovietilor, înțelegeți cum? Și deci era clar că sovietele sunt susținute de acele garnizoane militare a armatei ruse în destrămare, care se află pe teritoriul Basarabiei, de țărănime care vroiau pământ, iar puterea sovietică le-a proclamat dreptul, dăruirea pământului în folosință veșnică, așa, prin decretul despre pace. Și iată, pentru a se menține, ei au creat cohortele militare. 16 cohorte, câte 100 de oameni în fiecare. Deci, în realitate, cohortele foarte repede s-au bolșevizat și au trecut de partea bolșevicilor. Și au rămas, în principiu, fără forță coercitivă. Ei au rămas fără niciun sprijin absolut între cer și pământ, în sens, în plan social, militar, politic. Și atunci, pentru a-și menține puterea, pentru a-și menține privilegiile, pământurile, proprietățile, ei au apelat la români, ca să vină românii să anexeze Basarabia. Și aici ajungem iarăși la întrebarea dumneavoastră cu Inculeț și Ciugureanu, care n-au fost acceptați chiar deodată cu rugămințele lor către guvernul de la Iași de a iniția intrarea armatei române pe teritoriul Basarabiei pentru a face regulă în ghilimele. Da. Deci, de ce? Deoarece Rusia era aliatul României, România deja în perioada asta încerca să iasă din război. Noi am vorbit, situația era catastrofală și ea nu putea să o facă fără permisiunea aliaților, Angliei, Franței, înțelegeți? Da. Deci, pe din altă parte, ce înseamnă scoți diviziile de pe front să le trimiți în Basarabia? Asta înseamnă că se dizgulești complet frontul, absolut să-l dizgulești. Da. Deci, fără permisiunea nemților și austriecilor, lucrul ăsta nu putea fi făcut. Da. Deci, românii trebuiau să primească acceptul Angliei, Franței, Statelor Unite, pe de o parte, și a nemților și austriecilor, pe de altă parte. În acest sens, inițiativa lui Inculeț și compania din sfatul țării a fost stopată pentru un timp, doar pentru un timp. Din momentul când ei au primit acceptul Antantei și blocul celor patru, armatele române, patru divizii au fost scoase de pe front, au fost trecute peste Prut și Basarabia a fost, de fapt, prin o operație militară ocupată. Spuneți-mi, vă rog, dacă această, de fapt, să spunem telespectatorilor, dacă această operație militară prin introducerea armatei române în Basarabia a avut vreun efect politic asupra viitorului acestei noi republici și, mai bine spus, procesul de lichidare
a Basarabiei, pentru că a fost el unul în istoriografie românească și în școli din Republica Moldova, spune că a fost un proces foarte frumos, dorit de societate, s-a aplaudat în sfatul țării și așa mai departe. Există în societate și alte viziuni, dar confirmate documentar, poate, la care vă rog să vă referiți? Da, întrebarea este foarte logică. Într-adevăr, uite, în Basarabia, toți fără excepție, inclusiv și toți fără excepție liderii sfatului țării, și iar apoi liderii Republicii Democratice Moldovenești, liderii sfatului țării au devenit și conducătorii Republicii Democratice Moldovenești. Se jurau în fiecare zi, dar de fapt de trei ori pe zi, dimineața, dimineața și seara, în credință Rusiei și în fidelitate. Și în faptul că Rusia va rămâne în componența, Basarabia va rămâne pe veci, sau Republica Democratică Moldovenească va rămâne pe veci în componența Rusiei, ruși sunt frați și așa mai departe, etc. Deci sunt, nu că 1, 2, 10, sute, probabil mii de confirmări. Presa, procesele verbale, stenogramele ședințelor sfatului țării și așa mai departe. Memoriile tuturor activiștilor care și-au lăsat anumite însemnări pentru eternitate. Toate lucrurile astea sunt recunoscute și lucrurile astea confirmă ce își spun eu. Ba mai mult de atât. Chiar după intrarea armatelor române în Basarabia și ocuparea Chișinăului și când practic întreg centrul Moldovei era sub controlul românesc, și atunci liderii sfatului țării în public ieșau și declarau credință pe veci Rusiei și jurau că ei sunt cu rușii și așa mai departe. De asemenea, și armata românească, când a intrat în teritoriul Moldovei, înțelegând dispozițiile populației basarabene, în primul rând a moldovenilor, a făcut nouă declarații și unul, două, inclusiv generalul Pârvan, care era comandantul suprem a trupelor românești de teritoriul Basarabiei, devenit mai târziu mareșal Pârvan. Apropo, românii au avut trei mareșali în istoria lor, printre care și Pârvan. Pârvan, Averescu și Antonescu. Așa. Da, și iată, ei au declarat că noi am intrat vremelnic doar să ne apărăm depozitele noastre militare și magazile de anarhie și în scurt timp ne retragem. Noi, fapt, nu intervenim în afacerile interne Republicii Democratice Moldovenești. În realitate a fost altfel. Ei au primit sancțiunea Antante, au primit sancțiunea nemților, că bă, mai multe nemții le-au promis Basarabia în schimbul teritoriilor pe care ei le pierd în conflict cu viitorul tratat de pace. Da, dar deja în timpul negocierilor era clar ce vor nemții și armistițiul de la Focșani de la 26 noiembrie stil vechi, de asemenea au fixat că România pierde cu tare teritorii, în primul rând Dobrogea și trecătorile din Carpați. Înțelegeți cum? Ei și în genere devin independente și politic și economic și cum vrei de blocul german. Dar asta e altă întrebare și ca compensare, deci, pentru pierderile respective, le-au dăruit Basarabia. Cu condiția că teritoriul Basarabiei va fi liber pentru tranzitarea trupelor germane și austriece în intervenția lor împotriva Rusiei sovietice. Deci, cu alte cuvinte, România a primit Basarabia și din partea nemților și din partea Antantei ca compensare pentru luptă împotriva bolșevismului în România, în Rusia, da. Ei, și pe din altă parte, desigur că în viitor Anglia și Franța, în caz dacă birui bolșevicii în Rusia, mișcarea albă va suferi înfrângere, atunci în 1718, încă nimeni nu știa cum se va termina toată afacerea asta cu Revoluția Rusă. Deci ei se gândeau așa, că dacă în caz că totuși pirui bolșevicii, lasă mai bine teritoriul Basarabiei să fie în componența României, care este absolut dependentă de noi, gurile Dunării vor fi sub controlul nostru, prin asta vom slăbi și geopolitic Rusia, doar nimeni nu a anulat geopolitica și ea este valabilă în toate timpurile, nu numai în ziua de azi, dar și atunci, 100 și ceva de ani în urmă. În sensul ăsta, fără îndoială că armatele române, intervenind în teritoriul nostru, aveau un scop bine pus și faptul că ei nu intervin în viața noastră politică era o fățărnicie, era o demagogie. Ba mai mult decât atât, cum n-au intervenit dacă au împușcat o grămadă de oameni? Nu vreau să vă întreb. Eu doar să termin. Conform datelor oficiale românești și declarațiilor făcute de oficialitățile românești, au fost împușcați peste 10.000 de oameni, majoritatea țărani moldoveni,
Deci, dar au fost împușcați și mulți activiști care se opuneau intervenției românești. În primul rând, 7 membri ai Sfatului Țării, 5 dintre care erau moldoveni, etnici. Din toți 7, nimeni, niciunul nu era bolșevic, dar toți erau, desigur, patrioți a Moldovei și erau pentru ca Moldova să rămână și mai departe în componența 7 deputați din Sfatul Țării au fost omorâți de armata română. Câțiva zeci de delegați a Congresului Țărănesc care s-au opus, de asemenea, Congresul III Țărănesc, care s-au opus intervenției românești. Istoriografia română sau chiar manuale de istorie actuale care sunt pe băncile elevilor din țara noastră, ele vorbesc despre aceste fapte? Nu, desigur că nu. Ele vorbesc absolut altfel și fac ceea ce a spus dumneavoastră cu dreptul de interpretare. Vedeți că probabil că româniștii altfel înțeleg sensul științei istorice de cum am lămurit-o eu astăzi. Ei nu văd istoria ca matematică. Ei văd istoria așa cum le convine lor. Că evenimentele sunt descrise în manuale nu așa, sau în lucrările lor, nu așa cum au fost în realitate, dar așa cum înțeleg ei că trebuiau să fie. Și în sensul ăsta, desigur că lucrurile sunt prezentate absolut altfel, precum că tot ce s-a întâmplat s-a făcut în interesele populației Basarabiei și cu dorința acestei populații. Domnule Năzărie, am să trec puțin mai rapid spre un alt moment. Atunci când la 27 martie s-a votat, știm în ce condiții, da, la care și dumneavoastră v-ați referit foarte mult și alți istorici, totuși a fost votat acest document care se numește Actul de Unire a Basarabiei cu România. Acela n-a fost un act simplu, doar o declarație. El a mai conținut și 10 condiții concrete prin care se dorea menținerea unei autonomii. Deci spuneau condiții clare despre împroprietărirea țăranilor cu pământ, despre autoguvernare și așa mai departe. Ce s-a întâmplat și în ce condiții aceste 10, în ce împrejurări, să spunem, politice, au dispărut acele 10 condiții din această declarație? Vedeți că cu toate că în decurs de 2 luni, ianuarie, februarie, martie, întreaga Moldovă estică a fost cucerită militarește, expresia marelui istoric român Chirițescu, dar și Iorga vorbește de asemenea în felul ăsta că Moldova, Basarabia a fost cucerită militarește. Rolul unirii l-a îndeplinit armata română, evident. Ei aparține meritul unirii. Păi iată, chiar în felul ăsta, dispozițiile oamenilor erau altele. Oamenii nu vroiau unirii cu România. Lucrurile astea erau evidente și ne le demonstrează mii, încă o dată repet, mii și mii de documente, în primul rând dările de seamă a agenților siguranței despre dispozițiile populației basarabene. În primul rând a moldovenilor. Deci ei erau cei mai categorici împotriva unirii cu România. Cât n-ar fi la prima vedere astăzi lucrurile astea straniu, așa? Că noi astăzi, moldovenii, avem alt comportament în sensul ăsta. O bună parte din noi nu suntem împotriva unirii. Pe atunci, strămoșii noștri, străbunicii noștri erau mult mai patrioți și mai moldoveni decât suntem noi. Ei, bun, asta poate e o leacă altă întrebare. Și iată, plus la asta, influența ideilor Revoluției Ruse, libertate, autonomie, autodeterminare, pământ, drepturile omului, și așa mai departe, și așa mai departe. Toate chestiunile astea nu puteau să nu fie reflectate în documentele epocii. Și pentru a stăpâni spiritele, în acest document au fost incluse și acele cerințe despre care, condiții despre care vorbiți dumneavoastră. Da. Dar realizarea lor ar fi însemnat lichidarea, nu pur și simplu pe teritoriul Basarabiei, dar lichidarea autocrației românești. Înțelegeți cum trebuie? România democratizată. Trebuie, cum adică în Basarabia împărțim pământurile, dar România cum? Le lăsăm. Deci în mâinile moșierilor nu e posibil lucrul ăsta. Adică programul ăsta trebuie să fie realizat pe tot teritoriul României. Adică programul revoluționar democratic, nu e vorba aici de comunism și de bolșevism, hai să spunem așa, în mare parte, ideile Marii Revoluții franceze de la sfârșitul secolului XVIII, lichidarea proprietății moșierești, drepturile omului, drepturile poporului, ideea suveranității poporului, nu a regelui, da, poporului, înțelegeți cum. Deci,
Păi cum dumneavoastră credeți? Că elita românească trebuie să realizeze programul ăsta? Evident că el trebuie să fie. Deci a fost o minciună, a fost un fel asta de... Asta a fost un fel de momeală pentru oameni, o încercare de a-i amăji. Cu toate că o încercare fără îndoială nereușită, că nimeni nu crede tuturor condițiilor astea. Cum au dispărut acele 10 condiții? Pentru că în noiembrie sfatul țării se mai adună încă o dată și ia decizia de a renunța la aceste 10 deci, condiții. Ce a fost asta? Finisează primul război mondial cu înfrângerea Germaniei. România, cu o zi înainte de capitularea Germaniei, iarăși declară război Germaniei, iarăși intră în război pentru a fi în rândurile învingătorilor. Dar pentru a intra în rândurile învingătorilor, mai departe, la conferința de pace, ea trebuie să se reîntregească, cum ne spune istoriografia românească, teritorial. Deci, în componența României, trebuie să intre Transilvania, Banatul, Crșana, iarăși Maramureș, să-și revină Dobrogea, Bucovina, în componența României și Basarabia. Deci, venind la conferința de pace, românii trebuie să vină cu dorința populației regiunilor respective de a intra în componența statului român, regatului român. Pe din o parte asta, pe din altă parte, structura socială, economică, administrativă a regiunilor astea trebuie să fie identică cu ceea ce e în România. Adică acum, vin teritoriile astea în componența statului român cu republică democratică, așa, cu autodeterminarea populației, nu așa cum vrea Bucureștiul și regele Ferdinand și camarila lui, da? Dar cum vor oamenii, nu se poate așa ceva. Și dacă, de exemplu, în Basarabia e așa, dar în Bucovina sau în Transilvania e altfel, păi și aceia o să vrei cum e în Basarabia. Păi înainte de a incorpora teritoriile astea în componența statului român, trebuie de lichidat oricare realizări, fie și formale, fie și pe hârtie, Revoluției Ruse în Basarabia. De aceea, la sfârșitul lunii noiembrie 1918, toate revindicările astea și condițiile astea au fost anulate, precum că sfatul țării, asta a fost un fel de votare de marionetă, din 160 de membri, 162 de membri, doar 39 au participat la această ședință. Restul mai mult decât atât, toți i-au strâns mai cu forța, majoritatea nu vreau să vină și pe, au fost incluși încă 16 noi membri. Cooptați. Adică a fost un fel de pornografie politică, înțelegeți? Domnule Nazare, pentru că mai avem puțin timp, aș vrea doar să vă întreb despre efectul social de după această după renunțarea la aceste 10 condiții, deci includerea pe acea perioadă definitivă a Basarabiei în componența regatului român. Oamenii s-au resemnat cu asta? S-au existat mișcări populare, răscoală, opuneri din partea societății? Tatar Bunar este un mit sau nu este un mit? Lahutin, zidul de la Tighina. Deci momentele acestea sunt propagandă sau ele sunt fapte reale? Vedeți care e problema? E una să declar ceva pe hârtie și altfel să realizezi. Declarau 10 condiții, da, dar în realitate era teroare, moarte, expropriere, foamete și așa mai departe. Da. Dacă citim, nu altceva, memoriile lui Marghiloman, care era prim-ministru în perioada asta, anului 1918, din martie până în noiembrie. Deci, de la o ședință a Sfatului Țării până la altă ședință a Sfatului Țării, cele două vote. Da. Păi, în memoriile lui Marghiloman, referitor la politica administrației românești în Basarabia, e scris doar una. Jaf, 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 jaf și jaf. Expropriere. Bat jocuri. Depopulația locală. Dacă Marghiloman scrie lucrul ăsta, înțelegeți cum? Prim-ministru care realiza politica asta, destul de sincer, spre deosebire de actualei politicieni și istorici din România și din Moldova, înțelegeți cum? Apoi, vă închipuiți ce era în realitate. Evident că nu putea lucrul ăsta să le placă oamenilor care n-aveau de mâncare, pur și simplu, înțelegeți cum? Li s-a luat tot. Românii trebuia să răsplătească cu nemții și austrieșii, cu alimente în primul rând, și de unde să le iei? De unde? Din România jefuiți sau din teritoriile ocupate de aceiași nemți? Din Basarabia, care era destul de bogată până la intrarea armatelor române. Și oamenii, pur și simplu, au fost jefuiți, înțelegeți cum? Respectiv, oamenii se opuneau. De aici și multiplele răscoale. De aici și ura față de administrația românească.
ura totală a populației, înțelegeți cum? Inclusiv și al multor membri a Sfatului Țării care s-au căit și s-au pocăit chiar unii că în faptul că au votat. Mai mult decât atât, Alexandrie, deja în noiembrie 1918, scrie pe fapt că românii în decurs de câteva luni au rusificat Basarabia mai tare decât rușii în 106 ani. Da, am înțeles. Domnule Nazaria, eu sper că noi prin această emisiune am răspuns la mai multe întrebări pe care le au cetățenii, telespectatorii noștri vis-a-vis de această perioadă, vis-a-vis de faptul în care istoriografia și noastră și cea românească tratează această perioadă. Eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru participarea în această emisiune. Cu dragul vom aștepta și vă vom invita în cadrul altor emisiuni. Dragi telespectatori, a fost o istorie neinventată. Rămâniți în continuare cu Acțiune TV.